Ce planuri ai cu Petrolul Ploiești în acest sezon? Am venit aici cu intenții să ajut echipa să rămân la Liga 1 și până acum cred că obiective la linie. Crezi că o să rup și blestemul financiar, ca să zic așa, care te-a urmărit în experiența ta din România? Tu înainte ai fost la media, da, și ai avut cât? 8, 9, 10 salarii? Da, așa. Am avut la anul trecut și plus anul ăsta. Și da, am plătit 3 salarii și mai nimic. Într-un an jumate de România, câte salarii ai luat? Eu până acum 18 luni. Da, un an jumate. Da, un an jumate 4-5, maxim 5. Și din ce ai trăit? Am trăit, la mea deja am trăit cu banii că am avut la Portugalia. Și, economiile personale. Da, și după cu 3 salarii că m-ai dat la Medes, am făcut orsament și planul să ajung până la sfârșit. Dar crezi că o să-ți recuperezi vreodată salariile alea? De la Medes? Da, cred că greu. Probabil ți-ai casă cu banii, dacă îi recuperezi pe tot pe care da, i-a dat. Da, sigur că eu am bancă, că am împrumutat banii la Cabo Verde să plătesc, să fac casă și cu banii acolo e gata deja. Cu banii ăștia? Da, cu banii de la Medes. Te închide, cum da, se închide spun. Și banca, nu mai merge la casă să zic, ei, dai bani sau nu știu ce. Și a fost greu pentru mine. Ai așa prisoane, te ia cu... Te zgâlție ideea falimentului? Da. Sincer, când aud să vorbesc de faliment, vin. Adică ai auzit și la Petrolul și de-aia, că și aici ați trebuit. Da, am auzit că probleme. Pot, că cu problema asta, nu știu ce, că pot. Dar deja te tai, nu? Da. Eu sunt sincer, am rămas la Medici când am fost accidentat și nimeni să mă ajute cu echipa acolo. Cine revin de accidentare grav de genunchi să prind echipă. Da. Acum cred că dacă aud mai mult sau nu ai soluție, cred că plec. Eu nu am cum să mă stai aici fără salarii, să aud faliment, insolvență, nu știu ce. Că eu nu am luat deloc banii de la mea și acum iară mai supun. Dar cum de atragi? Mai în glumă, mai în serios, mai degrabă trist. Cum de reușești de atragi astfel de situații? Adică cât ghinion să ai? Eu sunt musulman și eu cred foarte la Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat proba asta să test. Exact. Să te încerce, da. Să devină mai puternic, știi? Și eu sunt puternic. Dacă nu mai stau la mediu singur. Corect. Fără accidentat. Familie, accidentat și fără bani și fără. Am reușit acolo și sper să okay. Eu am ieșit de Cabo Verde fără nimic și acum pot să zic că am mai mult că am avut acolo la Cabo Verde. Da. Eu sunt sincer. Am ieșit de Cabo Verde să ajută familia. Da. Dacă nu, lăsați de fotbal. Dacă doar problemă, nu mai joc fotbal. Asta e sigur.